au fost prezentate o serie de aspecte privind evenimentele politice și schimbările politice, schimbările produse în societatea românească în contextul schimbării puterii la vârf în 1965, cu sublinierea preliminarilor politice de autonomie și de relativă independență față de Uniunea Sovietică pe care a promovat-o Bucureștiul, începând după declarația din aprilie 1964. Sigur, și manifestările, inclusiv în plan istoriografic, cu publicarea unor lucrări de referință, precum Karl Marx însemnat despre români în 1964, care a fost o adevărată lovitură de tobă potrivit aprecierii unui publicist german, originat din comunitatea Sașului în România, Hans Hartl, încă la vremea respectivă concerna acest fapt. Și apoi trebuie spuse câteva lucruri, în primul rând, legate de schimbările produse în plan istoriografic ca urmare a schimbărilor ce au avut loc în plan politic și, în general, în cadrul societății românești după, în aceste momente. Scrierile istorice din România trebuie să în perioada stalinistă, cât și în deceniul după aceea, erau tributare unei mimetii și unei obediențe totală față de istoriografia sovietică. Este un lucru cer. O simplă comparație între Marea Enciclopedie Rusă și Dicționarul Enciclopedic Român din 1962 este acest lucru. S-a manifestat inerția, o anumită să zic, menținere în aceeași factură, în cadrul istoriografiei, inclusiv după, deci după moartea lui Stalin în 1953 și după condamnarea cultului personalității lui Stalin în 1956, inițial, istoriografia românească a mers pe aceeași orientare în câțiva ani buni. O schimbare notabilă se produce în 1961, cu urmare unei plenare care a avut loc în octombrie 1961. Sigur, sunt aceste momente de care am amintit. Momentul 65 este deci cel prin care s-a schimbat conducerea la vârf, locul Gheorghe Iudeș, a fost ales prin secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist, Nicolae Ceaușescu, care avea, în primul rând, o mai, spunem, mai, și din punct de vedere personal, o mai atentă preocupare pentru problemele de istorie, în general, și pentru, să spunem, chestiune care priveau istoria națională, într-o anumită privință, sigur că și în mod graduat. Primele cărți care marchează o schimbare notabilă, pe lângă Tratatul de istoria românilor, care s-a editat între 1960 și 1964, și sunt acolo schimbări notabile în ceea ce privește reconsiderarea rolului slavilor și al relațiilor româno-ruse de-a lungul istoriei. Se știe foarte bine că în anii 50, baza unei, să spunem, în conform unei obediențe totale pe care istoriografia românească o avea față de istoriografia sovietică, se considera că etnogeneza românească, de exemplu, a fost încheiată spre anul, spre secolul 10, ceea ce însemna inclusiv perioada în care slavii ar fi avut un rol major în procesul de etnogeneză în secolele anterioare. Ulterior, acest prag, să spunem, de finalizare, să spunem, a etnogenezei românești a fost coborât până, și mod, într-un mod realist și adecvat până spre secolul 7, chiar secolul 6. Deci era ideea că în momentul în care slavii au venit în spațiul românesc, procesul de etnogeneză, în linii generale, era încheiat. Ba, s-a susținut chiar că venirea slavilor a perturbat cumva și a întârziat procesul de finalizare a poporului și a limbii române. Apoi, în anii 66-67, au apărut o serie de lucrări interesante, a fost o reevaluare, reconsiderarea lui Nicolae Titulescu. A fost două lucrări, o monografie despre Nicolae Titulescu și o etapă rodnică pe perioada Titulescu, sub semnătura istoricului cunoscut, Ion Neoprea, de la Institutul Nicolae Iorga. Sigur, Titulescu reprezenta, să spun, simbolul unei politici de independență, de promovarea unei politici de securitate colectivă și în conformitate cu o anumită orientare de autonomie și de independență a
fațelor lumii și prin, era și anumită preocupare a lui Ceaușescu de a-și asocia propria politică cu principiile pe care s-a condus în politica sa ca ministru de externe, Nicolae Tinculescu. A apărut discursul al lui Robert Deutsch la 68, după acest moment. După aia a fost momentul de aniversare a 90 de ani, 72, de la nașterea Tinculescu, acolo în 82, sigur. După aia, datorită faptului că se părea că prea iese în evidență și sau se supralicită cumva personalitatea lui Tinculescu, pe măsură ce a început să se înfinite, să se dezvolte cultul personalității, demersurile, personalitatea lui Ceaușescu, evident, demersurile în legătură cu Tinculescu au fost ușor temperate. A fost o serie de alte lucrări care au apărut mai târziu, Alghe Sau, Dictatura Regală, în 1970, și prin care a nemulțumit în mod serios conducerea sovietică și prin vocea unor istoriografi sau unor propagandiști de la Chișinău și-au exprimat dezacordul total cu legătură cu principiile și asecțiunea susținută în această lucrare. De exemplu, era această idee că orientarea României spre Germania în toamna anului 1940 a fost urmare a ratului basarabic. Deci în iunie 1940 și atunci erau explicații pe care sigur că istoriografia sovietică nu era de acord. După 65, dar sunt niște preliminare încă din 1964, de la Chișinău și acum avem o oglindă, se poate realiza un fel de feedback în toată chestiunea aceasta, pentru că vedem ceea ce a fost reacția sovietică, de multe ori manifestată prin vocea unor propagandiști, a unor istoriografi din RSS moldovenească, în legătură cu, care urmăreau, monitorizau foarte atent prin intermediul ambasadei sovietice, a rezidenței serviciilor speciale de atât de aici, toată manifestarea aceasta în plan istoriografic și era un fel de luptă permanentă de, să spunem, de amonestare sistematică în legătură cu ceea ce se discuta în, și ceea ce apărea la noi în țară. Sigur, asta s-a manifestat în multe ocazii, la nivel înalt, liderii sovietici, ușor și mai ales Brejnev, au reproșat conducerii române, persoanele ce au șesc cu apariția unor asemenea lucrări în cursul anului 70, mai ales în 71, 72, 77. Este un moment extrem de semnificativ, deci 74. Eu am fost student pe vremea aceea la Facultatea de Istorie și știu, să spunem, reacțiile și toată efervescența aceasta legată de apariția cărții lui Lazarev, Oameni Lazarev, care era șeful Sovietului Suprem din RSS moldovenească și autorul unor lucrări de o virulență cu totul și cu totul deosebită față de România, față de tot ce era românesc. Nu intru în detalii, într-o viitoare carte care urma să apară în curând, o să am un capitol special în legătură cu această chestiune, inclusiv la scrise biografii și o relatare amplă despre profilul lui Lazarev și altfel. Și atunci a fost un moment de mare, spune, efervescență, inclusiv în frontul istoriografic, dar și în mediile basarabenilor din România, care sigur că erau interesați de astfel de lucruri. Știu că la Facultatea de Istorie, în cadrul Consiliului Profesoral, în 1974, în toamnă, a fost o discuție cu istorici reprezentativi de la Institutele de Istorie, cu deganul facultății, cu cei de la Institutul Iorga, de la Institutul de Istorie și de Social-Politice, Popescu Puțuri, Augustin Deac, generalul Iorga Zaharia, Mușata, Deleanu. A fost o întreagă dezbatere în care lucrurile s-au spus. Eu eram reprezentant studenților din anul respectiv, fiind secretar de anul respectiv, și am avut privilegiul să particip la asemenea dezbatere. Posibil a fost de un curaj extraordinar în această dezbatere, sigur, care a fost urmată, la două zile după aceasta, de o admonestare ca urmare a unor discuții pe care, și a unor proteste pe care ambasada sovietică le-a avut imediat.
Se pare că a știut exact ce s-a întâmplat acolo, pentru că la două zile asistenta de la catedra de istoria BCR a venit și ne-a spus că frontul istoric a fost adus la ordine și totul este acum clar, Batista pe Samba, deci nu se mai discute nimic pe lucrurile care s-au discutat alaltă, așa ceva. Deci erau, a fost tot timpul astfel de atmosferă. Mandanska Sabiesa Gosudat Venosic pe Sarabski Vopros a fost o lucrare, să spunem, poate cea mai solidă din punctul de vedere al moldovenesc, lucrare care s-a făcut pe ideea statalității moldovenești, într-un spirit tradițional sovietic. Ea a generat o reacție, în primul rând, din partea exilului românesc, care era liber să o facă și o putea face. Au apărut lucrări în buletinul bibliotecii de la Freiburg, de exemplu, al lui Alexandru Șuga, un doctor în științe juridice de la Köln, care pur și simplu demolează punct cu punct toate secțiunile care sunt susținute în această lucrare, care de fapt este nu al lui Lazarev, ci este un colectiv foarte amplu, el este practic căciula în toată povestea. Sunt acolo vreo 38 de limbi care a fost folosite din documentele invocate și citate și sigur că nu putea să aparțină acest lucru unui propagandist ca Lazarev, adică toată această muncă enormă. A fost o muncă de laborator, sigur. Apoi a apărut și în România, după un... Totul era, cum să spun, nu se făcea nimic fără voie de la stăpânire, e evident asta. În urma unei cuvântări la Academia Ștefan Gârghiu, în martie, în ultima decadă, la martie 74, în Ceaușescu, practic a fost un fel, s-a dat liber unor anume cercetători, pentru că și asta era o chestiune, deci nu erau cercetători de la institutele Academiei, care, să spunem, preluau asemenea teme cu o caracter antisovietic, ci erau anume desemnați și câteva persoane foarte cunoscute, Copoiu sau Mușat Ardeleanu sau Ion Popescu Puțu, și alții care scriau pe aceste teme, dar au mai fost și alte inițiative, precum cea făcută foarte, foarte inteligent, publicarea la o editură din Italia, Iosif Constantin Dărgana, unei lucrări, Ame Lazarev, un falsificator al istoriei în limbile engleză, italiană și franceză, sub semnătura lui Petre Moldovan, pseudonimul marelui istoric Constantin Ceciulescu, la care am aflat că a avut o anumită contribuție și un transnistean, Nikita Zmochin, la treaba asta, un consultant legat de toată de elaborarea acestei lucrări. Sigur, sunt o serie întreagă de detalii, cum a apărut, era Cornel Burtică, fusese ambasador în Italia, avea relații foarte bune cu Iosif Constantin Dărgan și sigur că el era un promotor al tot ce însemna naționalist și ulterior protocronism să spunem, în cercetarea și în abordările istoriografice din românești. După acest moment, sigur că au fost alte momente semnificative. Au apărut o serie întreagă de lucrări între timp, datorită faptului că au fost reabilitați istorici de mare învergură, a fost primul de Constantin Giurescu, Dinu Giurescu, acea monografie, foarte excelentă despre istoria României, a fost mai multe sinteze care au constituit baza, să spunem, baza orientării și a lecturilor tuturor celor interesați de istorie din țară, și care erau, evident, elaborate într-un spirit științific național, lui Andrei Oțetea, istoria poliromână, lui mai înainte a fost sinteza lui Constantin Daicoviciu și Adrian Daicoviciu, sinteze pe care s-au învățat la anii respectivi pentru promovarea examenului de admitere la Facultatea de Istorie. Asta vă spun cu titlul pur personal, adică asta, toate astea au fost lucrurile de bază pentru admiterea la istorie la vremea respectivă. După aia a apărut o serie întreagă de lucrări mai solide în anii 80, Tratatul de Istorie Militară, da, dar sigur. Alte lucruri, sigur, se manifestă în perioada aceasta și tendința cunoscută de protocronism, de exacerbarea rolului tracilor, dar cu geților în istoria românească, oarecum specific, regimul cu caracter autoritar și totalitar. Asta, să știți că asemenea manifestări au mai existat și în anii 30, în mișcarea de extremă dreaptă românească.
Și sunt istorici cunoscuți de acolo, care au Vasile Crisescu și alții care au avut asemenea abordări. Lucrurile, sigur, sunt foarte interesante, dar asta comportă o discuție mai amplă. Aș vrea mai să menționez faptul că totul s-a făcut și în contextul unei anumite reabilitări și a unei implicări a foștilor oameni politici și care fuseseră deținuți politici până în 1963-64 și care mulți, într-o manieră foarte entuziastă și voluntară, s-au oferit să sprijine acest proces de, să spunem, reabilitare a istoriei naționale. Și a existat o anumită colaborare între Institutul de Istoria Partidului, la vremea respectivă, personal trecutul care avea o sensibilitate deosebită pentru tema basarabeană, în anumite particularități de familie, soția era basarabeancă, și fruntașii basarabeni au fost angajați, unul s-a angajat voluntar în acest proces de documentare, au fost documentari și asidui în strângerea de materiale documentare de arhivă, care au fost predate după elaborarea unei noi lege a arhivelor din 1971, arhivelor naționale, și care au fost ținute multă vreme. Din păcate, nu au putut fi cercetate în 1989, pentru că totul era cu aprobare specială de la Comitetul Central, dar care constituie un fond de arhivă deosebit de productiv și deosebit de interesant pentru cercetări, pentru exegeze științifice actuale și de viitoare. Sigur, aici sunt foarte multe lucruri de spus. Cert este că în anii 80, și se știe cum a evoluat lucrurile, istoria nu mai putea ajuta foarte mult regimul, asta era clar. Sigur că a fost dezavoate între timp și Ceaușescu a revenit în 89 la această chestiune, a pactului Molotov-Ribbentrop, dar era tardiv, deci practic această mișcare era, care era inevitabilă de cădere liberă, să spunem, a baza, să spunem, principiul jocului de domino, cumva, a tuturor regimurilor, era inevitabilă, dar este de menționat și momentul acesta din 89, de la Congresul 14, când a fost readusă în discuție chestiunea pactul Molotov-Ribbentrop, dar din alte considerente și, practic, fără niciun fel de efect direct în planul politicii la nivel înalt în acel moment. Chestiunea comportă o serie de alte detalii, dar în rațiune de timp ne mărginim aici și cred că ele vor fi reflectate într-o lucrare care urmează să apară în acest an la Institut, problema basarabei în discuțiile romano-sovietice în timpul războiului rece și toată această chestiune, reflectarea a evoluției istoriografiei se va regăsi. Inclusiv aspecte privind activitatea exilului românesc, care a fost extrem de prolifică, pentru menținerea, să spunem, via interesului la nivelul opiniei internaționale a problemele basarabei pentru semnalarea adevărul istoric în legătură cu aceste chestiuni care, într-o anumită perioadă, a fost tabu în România, dar care, de față de care, regimul a manifestat un anumit interes în deosebit după 1964. Cam atât ar fi ceea ce, să zic, într-o manieră foarte subțintă și... Mulțumim pentru foarte interesanta prezentare. În calitate de membru al Consiliului Facultății de astăzi, vă asigur că asemenea discuții nu mai sunt posibile în Consiliu, care e mult preocupat de chestiuni contabile. Așa că nu pot decât să constat cât de mult s-a schimbat și nu în sens pozitiv. Bun, trecem mai departe, invitându-l pe domnul Constantin Corneanu de la Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 să ne vorbească despre regimul Ceaușescu, un început nou, metode și idealuri vechi. Regimul Ceaușescu, un început nou, metode și idealuri vechi, s-a născut plecând de la o comparație între ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat între martie 1965 și